Căptăm unii pe alții. Este încheierea evenimentelor și lansărilor de la standurile bunii Humanitas pentru Gaudeamus 2019. Vă mulțumim că ați fost cu noi aici și sperăm să plecăm împreună și să constatăm că dacă vremea nu s-a schimbat, vremurile se vor schimba de mâine începând sau de la miezul nopții. Acum, au fost 5 zile în care am avut, după cum vedeți, o recoltă bogată pe care colegii mei vă vor explica în câteva cuvinte simple și vom avea un mini scenariu după cum urmează. Lidia Bodea vă va prezenta topul editurii Humanitas Classic. Denisa Comănescu va face același lucru cu topul editurii Humanitas Fiction. Și Gabriel Ghinceanu va vorbi despre scriitorii de top, despre o parte dintre oamenii care contribuie la portofoliul Humanitas și care fac vânze de obicei peste medie. În orice caz, mă bucur și după aceea fiecare dintre noi va da 2 sau 3 titluri care fie că n-au avut parte de o lansare la Gaudeamus, fie au avut parte și au suscitat o emoție vecină cu copleșirea. Cam asta ar fi planul, nu vă ține mult, dacă ați rezistat până acum, veți rezista și de acum încolo, mai ales că uitați ce distribuție avem. Mulțumesc mult încă o dată! Lidia Bodea.